Saga lui Novak Djokovic pe teritoriul Australiei și-a mai consumat un episod. Sârbul a fost reținut după ce poliția de frontieră l-a chestionat din nou. În această dimineață, Novak Djokovic a fost interogat de către ofițerii de imigrare, iar la finalul discuției a intrat în detenție. Colegul meu, Alexandru Orian, editor al FNews, a urmărit audierea și vine cu ultimele informații. Spune-mi, Alex, cum au decurs audierile? Ce s-a întâmplat cu Djokovic mai exact? Tamara Novak Djokovic a fost iarăși reținut după ce ministrul Alex Hockey a anulat viza folosindu-se de prerogativele sale. Acesta din urmă a invocat faptul că dincolo de amănuntele legislative, exemplul lui Djokovic de a nu se vaccina și a fi primit în țară poate fi un exemplu prost pentru australieni. Totuși există posibilitatea ca Djokovic să primească din nou viza de la același judecător, Anthony Kelly, cel care i-a reinstaurat-o și prima dată? Cel mai probabil nu. Și asta pentru că ministrul australian al imigrației, Alex Hawke, are puterea de a trece peste decizia unui judecător, dar nu și invers. În plus, la acest nou proces nu mai este vorba despre un viciu de procedură, ca la primul viciu pe care l-au speculat abil avocații lui Djokovic. Acum Nole a omis, mai exact agentul lui a greșit, să spună că a fost și în Spania înainte de a ajunge în Australia. Spune-mi, când vom vedea sfârșitul acestei povești? Cât de delicată este situația în acest moment? Decizia finală va fi luată duminică dimineața în fața Curții Federale din Australia, așa cum a decis judecătorul Anthony Kelly. Avocații lui speră să întoarcă procesul, dar în momentul acesta, Tamara, glumim puțin, ar fi un set decisiv, iar Nole este condus cu 5-0. Situația este foarte delicată. Din toate cele întâmplate, Novak Djokovic riscă să aibă 3 ani de interdicție în Australia. Mai mult decât atât, presa spaniolă a pornit o anchetă ca să afle care era exact situația lui Nole când a intrat în Spania. Și chiar dacă sportivul hotărăște să se întoarcă acasă la Belgrad, riscă 3 ani de închisoare pentru că a încălcat lockdown-ul. Alex, îți mulțumesc și te așteptăm cu informații noi. Decizia ca Djokovic să intre în detenție vine după ce ieri ministrul imigrării decidea să-i anuleze pentru a doua oară viza de ședere în Australia. Procesul preliminar s-a încheiat, iar judecătorul Kelly a hotărât că decizia de anulare a vizei lui Djokovic a fost una corectă. Avocații sârbului au depus un apel preliminar. Aceștia cer anularea suspendării vizei de către ministrul imigrării Alex Hawke, iar judecătorul Anthony Kelly a decis, după ce a ascultat pledoariile ambelor părți, că Djokovic nu va fi expulzat din Australia până la finalizarea procesului, care este foarte probabil să se întâmple duminică. Până atunci, avocații sârbului speră că pot întoarce cazul. Sunt foarte puține șanse din punctul meu de vedere, doar dacă dovedește că nu el a depus și semnat declarația de călătorie și că a fost de fapt o eroare umană și un act și nu un act deliberat. Iar judecătorul, ținând seama de notorietatea asta, de faptul că acesta a venit doar ca să participe la niște jocuri sportive, poate acorda o clemență. Absența lui Djokovic de la Australian Open va zgudui din temelie lumea tenisului, iar mai mari sportului alb de la noi din țară au vorbit despre impactul pe care îl are acest proces asupra turneului, dar și asupra carierei sârbului. Turneul fără Djokovic nu are atâta importanță cât el nu e pe tablou. Și sigur că ei și-au dat seama că dacă nu vine Djokovic, scade din valoarea turneului. Dar după aia și-au fost prea târziu, și-au dat seama că au greșit. Am văzut unele voci care spuneau că se le ia grand slamă. Djokovic mai are timpul necesar să câștige încă cel puțin 3-4 turnee de grand slam și să fie declarat cel mai bun jucător de tenis al tuturor timpurilor. Dar, din păcate, mi-e teamă că aceste probleme și această dârzinie cu care el apără, din punctul meu de vedere, un neadevăr, s-ar putea să-i dăuneze la sfârșitul carierei. Scandalul nu se resimte doar în lumea tenisului, tot sportul mondial este într-un fel sau altul afectat de tot ce s-a întâmplat până acum în procesul lui Djokovic. Elisabeta Lipă a vorbit și ea despre situația de la Melbourne, iar concluzia ei a fost una simplă. Regulile sunt reguli. Este chiar trist ceea ce se întâmplă cu un sportiv de talia lui, dar legile sunt făcute să fie respectate de toată lumea, indiferent de ce nume porți. Trebuie să respect legislația în vigoare. Și noi plecăm în cantonament în Italia. Italia a impus niște restricții. Nu putem să ne abatem. Trebuie să respectăm legislația ca toate lucrurile să fie în ordine.